Spuneți-ne dacă aceste rupturi de ligamente, leziuni, da, în zona ligamentelor, se regăsesc la o anumită categorie de vârstă, nu știu, după ce trecem de 40-50 de ani, sau le întâlniți chiar și în cazurile celor mai Tineri, există tineri? și leziuni la copii, deși Chiar și la copii există? exact și sunt pacienți tineri care ni se adresează, deși nu intră în competența noastră a ortopezilor care tratează doar adulți, deci doar pacienți de 18 ani, dar sunt copii de 14 ani cu leziuni ligamentare, leziuni meniscale similare celor întâlnite la adulți. Tratamentul acestei patologii însă are o anumită specificitate, întrucât copiii mai au încă un cartilaj de creștere, iar orice intervenție chirurgicală trebuie să respecte acest cartilaj de creștere. Și pentru că întâlnesc în mod curent o astfel de patologie traumatică, consider că e important ca acest pacient să fie tratat de colegii mei de la Spitalul Sfânta Maria, deci de către ortopezii pediatrici. Pediatrii, da. Dacă m-ați întrebat despre frecvența leziunilor ligamentare, sigur, predominant caracterizează vârsta tânără. Pacienții sunt activi, dinamici, practică sportul, nu neapărat sporturi extreme. Acum, vârsta practicării sporturilor în ultimii ani a crescut. Deci, nu e nefiresc să întâlnim un pacient de peste 50 de ani sau 60 de ani. Îmi permit să vorbesc de 50 de ani cu oarecare nonșalanță, pentru că am 50 de ani Un și și atunci nu cred că înainte. supăr pe nimeni. Nu, ți înainte. Dar sunt pacienți de 60 de ani, 60 și care practică în mod competitiv sporturile, mă refer la schi, tenis, da? Și sunt foarte expuși acestui tip de patologie. Și atunci rămâne întrebarea, vei opera un pacient de 65 de ani cu o leziune de ligament încrucișat anterior, la fel ca pe un pacient de 25 de ani? Întrebarea, răspunsul este discutabil, pentru că totdeauna trebuie să adaptăm tratamentul nu neapărat vârstei pacientului, ci cerințelor funcționale. Da? Și dacă într-adevăr ai un pacient cu așteptări funcționale importante, un pacient dinamic, sportiv, deși are 65 de ani, dar are un capital osos impecabil, o masă musculară impecabilă, atunci trebuie să te gândești, să lărgești poate sfera indicațiilor chirurgicale. Care este perioada de refacere după o astfel de intervenție în urma unei leziuni la ligamente? Și important, dacă acea zonă va rămâne pentru toată viața o zonă fragilă, o zonă cu risc, se Foarte mai mulți poate produce din nou o leziune pacienți acolo? întreabă acest lucru și se referă fie la leziuni meniscale, fie se referă la leziuni ligamentare. Sigur, dacă am discutat punctual, am putea să ne referim, în primul rând, la leziune de ligament încrucișat anterior sau posterior. De ce? Pentru că sunt cele mai expuse ligamente. Da? Și atunci, sigur, pentru că sunt niște structuri care nu se vindecă per primam, trebuie înlocuite cu un transplant, cu un neoligament, cu o grefă luată de la același pacient sau de la cadavru, dar o grefă tendinoasă cu o rezistență mecanică identică. Și atunci, la întrebarea dumneavoastră, răspunsul ar trebui să fie simplu. Având aceeași rezistență, teoretic, riscul rămâne ca cel preoperator. Numai că dacă nuanțăm lucrurile, trebuie să precizăm faptul că aceste grefe pe care noi le introducem în genunchiul pacientului trec printr-o serie de transformări. Da? Trebuie să capete proprietăți mecanice similare cu ale ligamentului, trec printr-o perioadă de remodelare care prelungesc suplimentar perioada de recuperare de care m-ați întrebat. Sigur,
Dacă aș vrea să dau un răspuns clar, dacă se poate rupe un ligament, o grefă, sigur, se poate rupe dacă traumatismul este similar celui anterior, evident. Dar e greu de cuantificat intensitatea, tipul mecanismului și e greu de dat un răspuns simplu, dar sigur se poate rupe. În aceleași circumstanțe. În afară de această explicație a unor accidente, da? Mai există și o altă explicație, nu știu, medicală? Poate fi ceva genetic, moștenit, o sensibilitate a organismului? Nu. Când m-ați întrebat asta, mă gândeam la faptul că tendoanele, neogrefa, neoligamentul pe care îl inserăm în genunchi trebuie, în ghilimele, acceptat de corpul uman, da? Trece printr-o serie de transformări, întrucât grefa pe care noi o inserăm e o grefă inertă, atât din punct de vedere vascular, cât și din punct de vedere al neuroreceptorilor. Și atunci e un țesut fragil, organismul are tendința să respingă această grefă. Sunt rejeturile de transplant, dacă ne referim la transplantul hepatic sau renal, care sunt mai mult mediatizate. Deci această perioadă de transformare îi poate conferi o fragilitate grefei pe care o folosim. Și atunci, dacă traumatismul respectiv intervine în această perioadă critică pentru ligament, în mod evident, riscul de reruptură este mai mare decât în cadrul ligamentului nativ. Și pentru că mă întrebați despre perioada de recuperare, e o perioadă lungă, da? Dacă încercăm să ne amintim din media, Cristina Neagu s-a întors pe terenul de joc după 6 luni. Fotbaliștii de la Chelsea se întorc după 8 luni. De ce? Pentru că trebuie să treacă printr-o perioadă de integrare ligamentară și de recuperare ulterioară. Pentru că recuperarea nu înseamnă 10 zile, o lună, 2 luni. Da? Înseamnă o integrare completă, o recuperare completă care durează măcar 6 luni pentru sportive de Liga 1. Despre ruptura de menisc, ce putem spune? Meniscul e o structură foarte importantă. Acum 30 de ani, colegii mei ortopezi, acum 50 de ani, colegii mei ortopezi nu i acordau prea mare importanță. Și atunci orice leziune meniscală era excizată, impunea excizia întregului menisc. Practic se scotea tot meniscul. Și atunci lucrurile se agravau în sensul că toți pacienții făceau artroză, făceau leziuni cartilaginoase în compartimentul respectiv. De ce? Pentru că meniscul este o structură extrem de importantă care măresc suprafața de preluare a forțelor care se exercită la nivelul cartilajului articular. Da? Dacă aș face o comparație sau aș încerca să dau un răspuns mai clar, dacă scoți întreg meniscul, crește presiunea în compartimentul respectiv cu 50% în compartimentul intern al genunchiului și cu 75% în compartimentul extern. Deci un important rol mecanic. Un al doilea rol foarte important, cel de stabilizare a genunchiului. De ce? Pentru că dacă o să vedem pe Google niște imagini cu un genunchi, o să vedem că un femur este o suprafață, extremitatea femurală a genunchiului este o suprafață convexă care trebuie să se adapteze unei alte suprafețe la fel de convexe. Și atunci e greu să obții o articulație stabilă articulând două suprafețe convexe. Și atunci meniscul îi revine acest rol de stabilizator important al genunchiului. E un liant. Exact. Și atunci concluzia este evidentă. Încerci să conservi meniscul, da? Și cum poți face asta? Încerci să faci sutură meniscală, încerci să eviți exciziile ample de la nivelul meniscului. Dacă ai un pacient sportiv, se discută acum din ce în ce mai mult de transplantul meniscal, fie de la cadavru, fie o matrice artificială care ulterior va fi revascularizată. Deci tendința actuală e să salvăm meniscul. Se fac mai astfel mult de intervenții în străinătate, de se transplant? Se fac și în ea. Transplant meniscal deocamdată nu facem. Suturi meniscale sigur se fac în mod curent.
Dar transplantul meniscal rămâne o alternativă care poate fi indicată în special tinerilor cu leziuni meniscale, cu un menisc compromis 100%. În experiența noastră de medic ortoped, cu siguranță ați avut intervenții chirurgicale și după accidente majore, nu? Pacienți care veneau cu politraumă. Sigur, într-o discuție anterioară m-ați întrebat care ar fi una din cele mai complicate intervenții chirurgicale. E greu să stabilești o ierarhie, dar lucrând într-un serviciu de urgență, sigur, există, nu foarte frecvent, dar există cazuri complexe, politraumatisme, accidente rutiere sau căderi de la înălțime, care implică nu doar leziuni osteoarticulare, nu numai fracturi, implică și leziuni hepatice, leziuni abdominale importante. Neurologice, vasculare. Și atunci, sigur, există protocoale foarte clare care impun o intervenție chirurgicală multidisciplinară, bine secvențiată,